bună, sunt Casiana și astăzi o să vă spun despre lămâiță sau citronela. Este o plantă originală din America de Sud, iar în Europa a ajuns abia la sfârșitul secolului al XVII-lea. Ea este foarte ușor de cultivat, poate fi cultivată atât în grădină cât și în ghiveci sau jardiniere, însă se comportă diferit, în sensul că dacă este cultivată în grădină, se comportă în țara noastră ca și plantă anuală, iar dacă se cultivă la ghiveci sau înăuntru, este ca și plantă perenă, trăind foarte mulți ani. Ea se poate înmulți atât prin semințe, cât și prin butaj sau marcotaj. Dacă doriți să o înmulțiți prin semințe, atunci acestea trebuie semănate începând cu luna martie la căldură și obțineți răsaduri pe care în luna mai le puteți planta afară în grădină fără probleme. Nu are nevoie de o îngrijire specială, trebuie doar ca solul să fie bogat în materie organică, să aibă un drenaj foarte bun, iar udarea se face atunci când pământul de la suprafață se usucă ușor. Are nevoie de o zonă însorită, în cazul în care o cultivați în grădină, să țineți cont de acest lucru, dar dacă o cultivați în casă, fie o scoateți pe vazul unei ferestre, fie direct afară, la soare sau semi-umbră. La lămâiță cel mai mult se folosesc frunzele, atât în stare proaspătă cât și uscate. Dacă doriți în stare proaspătă, se pot folosi atât în limonade, puteți să le adăugați în ulei sau în oțet și cu ele să faceți diferite salate sau sosuri, dar și în deserturi. Au o aromă foarte puternică de lămâie, de aceea și denumirea este de lămâiță. Frunzele sunt destul de aspre și dacă doriți ca planta să lăstărească foarte mult, este de preferat să o tăiați fie de la nivelul solului, fie mai sus în funcție de cum sunt lăstarii și atunci ea o să lăstărească foarte frumos și face o tufă densă. Atunci când o consumați, este bine ca să consumați doar lăstarii sau frunzele, și lucrul acesta să-l faceți înainte de înflorire. În momentul în care înflorește, ea își pierde o parte din aceste proprietăți pe care le are. Este folosită atât în cosmetică, cât și la prepararea de diverse uleiuri esențiale, pentru că conține aceste uleiuri esențiale, dar este bogată și în antioxidanți, ceea ce o face ideală pentru înfrumusețare. Până data viitoare, vă doresc spor în toate!